Răzvan Alexandru Cuc a fost numit ieri secretar de stat în Ministerul Transporturilor de către premierul Victor Ponta. Proaspătul demnitar are așteptări destul de mari în urma acestei numiri. Ca și așteptări, vă spun că am multe așteptări de la mine, dar am și în același timp foarte multe obligații, pentru că această funcție, pe de-o parte, are o dublă conotație. Pe de-o parte, trebuie să dovedesc competențe și eficiență la nivel național pentru proiectele care sunt trebuie impuse și trebuie puse în aplicare de către guvernarea Ponta și, pe de altă parte, niciodată nu trebuie să uit locul de unde am plecat, că așa este normal și aici mă refer la Giurgiu, unde știm că avem o grămadă de probleme rămase nerezolvate de-a lungul timpului și știți foarte bine podul de la Grădiștea, totodată un punct foarte important este și șoseaua de centură care trebuie cât de cât găsit o soluție pentru ea, fiindcă vedem blocajele care sunt au început să apară în ultima perioadă aproape seară de seară. Deși s-a vorbit de multe ori despre acest subiect, numirea sa în această funcție l-a luat prin surprindere. Răzvan Cuc este mulțumit de rezultatele pe care le-a obținut până în prezent și speră ca și noua funcție să poată să facă același lucru sau mai mult. Sincer, m-a luat prin surprindere. Știți că au existat discuții în trecut vis-a-vis de o numire a mea în cadrul unui minister, dar m-a luat prin surprindere într-un mod plăcut, un mod care, repet, mă obligă la muncă foarte multă și de la care de altfel nu mă dau în spate. Răzvan Cuc este din București și are o experiență în politică de 6 ani, dintre care 4 la Giurgiu. La vârsta de 32 de ani, tânărul politician a realizat ceea ce își dorește orice tânăr, o familie frumoasă și o carieră de succes.